Bine ați venit pe magichelp.ro! Dacă aveți un copil cu o afecțiune gravă de până în 21 de ani, aici puteți beneficia de produse și servicii gratuite din categoria sănătate, timp liber, servicii tehnice și consultanță, educație și, în curând, transport, cazare și mâncare. Vă parcurgem împreună fiecare pas și dacă vor mai fi întrebări, ne puteți găsi la 031-333-0384 sau mail pe beneficiar@magichelp.ro. Pe scurt, înscrierea implică să introduci datele tale și ale copilului tău, să semnezi printr-o bifă un contract online pe care îl vei primi și pe mail și să atașezi fotografii cu documente medicale în care să se poată citi diagnosticul copilului tău. Deci îți sugerăm la momentul începerii înscrierii să ai documentele pregătite lângă tine. Alte informații despre cum funcționează aplicația și lista de afecțiuni acceptate în program le găsiți la întrebări frecvente. Apoi noi analizăm înscrierea și dacă validăm cazul, în maxim 7 zile vă trimitem instrucțiunile de instalare a aplicației mobile Magic Help. Acum să începem înscrierea. Pasul numărul 1. Te rugăm să introduci datele de contact, adică prenume, numele părintelui, e-mail, telefon și dacă vrei să ne spui cum ați aflat de noi. Apoi trebuie să dai click pe 3 bife. Aici că ești de acord cu contractul pe care îl vei semna la pasul următor, poți să citești cu atenție tot textul contractului înainte de a continua cu înscrierea, ca să-ți dai seama că nu presupun alte cheltuieli din partea ta și că este o formalitate pentru a ne asigura că aceste servicii ajung cu adevărat în familii care chiar au nevoie de acest ajutor. Următoarele 2 bife sunt acordul tău ca noi să putem să prelucrăm datele personale și datele medicale ale copilului. Probabil ai mai auzit deja de GDPR. Pasul numărul 2. Aici te rugăm să introduci CNP-ul tău, al părintelui, seria și numărul buletinului părintelui. Aici te rugăm să păstrezi formatul exact. 2 litere de la serie, spațiu și cele 6 cifre de la număr. Continuăm cu numărul total din gospodărie. Prenume și nume copil. Data de naștere a copilului. Aici trebuie să introduci numărul și data la care s-a eliberat certificatul de naștere dacă ești părintele copilului sau de la hotărârea judecătorească dacă ești tutore. Continuăm cu CNP-ul copilului, județul, orașul și adresa completă. La final te rugăm să descrii pe scurt diagnosticul copilului și apoi să alegi din lista de diagnostice sugerate. Dacă nu se regăsește printre acestea, scrie-te rog la ultima variantă, altă boală care alterează independența fizică și sau psihică a copilului. Jos de tot mai este o bifă. Aceasta nu este obligatorie pentru a face parte din program. Aici poți să-ți dai acordul sau nu pentru folosirea foto-video în cadrul acestui proiect. Pasul numărul 3 parcurge întreg contractul și în josul paginii apasă continuă. Pasul numărul 4. Atașează documentele medicale care să ateste diagnosticul medical al copilului tău. O scrisoare medicală, un bilet de ieșire din spital, orice document pe care scrie în clar diagnosticul. Dacă dorești să încarci și certificatul de handicap, asigură-te că va fi însoțit de un alt act medical în care se scrie în clar diagnosticul copilului. Pentru ca o înscriere să fie considerată validă, trebuie parcurși toți acești 4 pași. Dacă v-ați împotmolit pe parcurs, veți găsi pe mailul introdus la pasul 1 un link de unde veți putea continua înscrierea. În maxim 7 zile veți primi accesul în aplicația Magic Help și instrucțiunile de utilizare. Pentru orice întrebări vă răspundem pe beneficiar@magichelp.ro și la telefonul 031 333 0384. Mulțumim pentru încredere!